100 de copii s-au născut deja și încă 150 urmează să vină pe lume cu ajutorul programului de fertilizare in vitro, finanțat parțial de Ministerul Sănătății. La mai bine de un an de la începutul programului au apărut primele roade, iar acum peste 1100 de cupluri cu probleme așteaptă să devină părinți cu bani de la stat. Soții Spa sunt cei mai fericiți din lume. De 3 luni au devenit părinți. Carina este doar una din cei 100 de bebeluși care s-au născut în cadrul acestui program de fertilizare. Mama ei pierduse 2 sarcini și a urmat diverse tratamente. A intrat în program în noiembrie, iar în decembrie era deja însărcinată. Este cum era noastră. Nici nu ne gândeam să avem vreodată copii. Au fost 3 și a fost rămas singura. Ați fi rămas cu toți 3 dacă... Da, ne-am fi dorit 3. Un sprijin și un ajutor din partea statului ne-a ajutat și ne-a venit pe lume micuța. Familia Ispas a suportat costul tratamentului în jur de 1000 de euro. Restul banilor i-a dat Ministerul Sănătății. După primul an, 34% dintre cuplurile din program au devenit părinți. Acest program pentru anul 2012 a costat cu aproximație 1 milion de euro. Vom naște aproximativ 250 de copii. Un kilometru de autostradă costă între 20-25, nu știu câte milioane de euro. Există interes din partea Ministerului Sănătății de promovare și de susținere în continuare. Ca să intrați în programul de stat pentru fertilizare in vitro, criteriile sunt destul de dure. Cele mai mari șanse le au cuplurile în care bărbatul are puține probleme cu infertilitatea. Soții trebuie să fie căsătoriți de cel puțin 2 ani, asigurat și să aibă până în 40 de ani. În România, un cuplu din 6 are probleme de fertilitate.